Bună seara, sunt Gabriela Maluf. Vremea parcă a luat o razna în ultimele săptămâni. În Canada, temperaturile au ajuns atât de sus încât provoacă tragedii. Un sat a ars din cauza căldurii, zeci de oameni au murit. În Germania și Franța sunt inundații și fenomene extreme. Grindina a fost zilele trecute de mărimea mingilor de golf și a paralizat multe activități. Inundații puternice au blocat orașe dezvoltate din cele două țări. În țara noastră, trecerea bruscă de la ploile abundente la caniculă ne afectează psihic, chiar dacă nu ne dăm seama. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, este una dintre cele mai îndreptățite persoane cu care să vorbim despre vreme. Iar antropologul Alex Dincovici ne va explica cum ne afectează tabloul pe care l-am descris mai sus. Însă, înainte de orice, trebuie să aflăm noutăți despre norul toxic ce a rezultat după explozia de astăzi de la Petromidia. Doamna Mateescu, mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc, îți mulțumesc și ție, Alex, haideți să vedem care sunt noutățile, ce știți despre acest nor care a apărut în urma exploziei. Bun găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, evenimentul de astăzi a fost unul deosebit, luând în considerare amploarea și degajarea de fum care s-a produs în zonă. Veștile au fost bune pentru că, având în vedere circulația predominantă a direcției vântului dinspre sectorul nordic-vestic-vestic, a făcut ca, într-adevăr, direcția norului să se deplaseze spre mare și nu în direcția în care să afecteze locuitorii din zonă sau turiștii aflați în zonă. Am simulat din 6 în 6 ore, conform modelelor numerice de prognoza vremii în relație cu dispersia poluanților, și a rezultat acest rezultat. Nu în ultimul rând, am actualizat prognoza din 3 în 3 ore de la producerea acestui eveniment și direcția a rămas aceeași, astfel încât până la finalizarea și pentru că la acest moment incidentul este izolat și stabilizat, nu au fost probleme datorită acestui eveniment, astfel încât să afecteze populația dacă într-adevăr direcția ar fost una către zonele locuite sau către turiștii care se aflau în zonă, în Mamaia sau cel mai apropiat, inclusiv la Constanța, chiar dacă distanța este una apreciabilă, peste 15 km. Dar mai există acest pericol sau, cum spuneați, este izolat și practic stabilizat și cei care sunt în zonă și care au atribuții de intervenție, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu siguranță au dat informații în acest sens. Nu în ultimul rând, domnul ministru, astăzi, pe parcursul zilei de la producerea evenimentului, împreună cu colegii de la Garda Națională de Mediu și Agenția Națională de Protecție a Mediului, colegii de la aceste două entități au fost în zonă, au făcut măsurători și nu s-au depășit concentrațiile astfel încât să fie afectată populația din zonă. Deci, practic, nici în orele și zilele ce urmează nu mai există acest risc. Cu toate acestea, vor exista anumite restricții pentru locuitori, pentru turiști, pentru cei este care... Este foarte important, pentru că mesajul s-a transmis RoAlert, pentru că, într-adevăr, când vezi un astfel de eveniment, este bine să respecti recomandările autorităților, mai ales până la stingerea incendiului și până la a considera că sunt în siguranță cei care se aflau cel mai aproape de zona respectivă. Din păcate, o să vedem și noi cum vor evolua lucrurile, din câte înțeleg de la dumneavoastră. Sunt destul de bine și cu noroc până la urmă. Da, de această dată vremea ne-a ajutat, exact. Luând în considerare, într-adevăr, traiectoria predominantă a direcției dominante. Trecând acum la vreme, nu este, cred că, primul an în care vedem că ceva se schimbă, că lucrurile sunt destul de fluctuante, dar parcă anul acesta, sau poate așa suntem noi oamenii și zicem anul acesta este mai ceva decât în alții ani, simțim cumva diferența mai mult. Parcă toate aceste fluctuații și toată această cald, ploaie, caniculă, nu știu, furtuni extreme, toate lucrurile astea
par să ne facă să credem că totuși anul acesta e ceva diferit. Este ceva diferit sau e doar percepția noastră? Nu, este ceva diferit, luând în considerare chiar percepția noastră până la urmă în relația cu ceea ce simțim față de evoluția vremii, pentru că după o iarnă foarte călduroasă, 2020-2021, chiar și o toamnă 2020, primăvara acestui an a fost una dintre cele mai răcoroase. A fost a șasea primăvară, cea mai rece din istoria măsurătorilor meteorologice, chiar și primele două decade din prima lună a verii, perioada 1-20 iunie, au înregistrat o abatere termică negativă mai mare de 2,5 grade Celsius. Nu mai vorbim de perioadele cu precipitații abundente ca urmare a ciclonului format în Mediterana, care a traversat peninsula balcanică, a staționat deasupra Mării Negre, în bazinul vestic al Mării Negre, și ne-a adus în intervalul 14-20 iunie cantități importante de precipitații în partea de est și sud-est a țării, respectiv în Dobrogea, în Moldova și în Muntenia. Prima zi din luna iunie a fost cea mai rece zi de 1 iunie, de când se fac măsurători la foarte multe stații meteorologice din țara noastră. Iată, deci că a fost ultima... o diferență cu foarte multe lucruri semnificative. Semnificative. Iată că ultima decadă a lunii iunie ne-a adus primul val de caniculă, mai ales pentru partea de vest, centru, sud-vest a țării, chiar și în restul țării ulterior, în sud și în est. Pentru prima dată, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de caniculă pentru zona de vest a țării în luna iunie. Am mai avut în 2015 pentru două județe din partea de vest, dar în iulie, iată, un val de caniculă timpuriu pentru un sezon de vară. Practic, acest val de caniculă a fost anterior prezent și în Europa Centrală, acolo unde masa de aer rece din spatele frontului cald a adus în Franța, în Germania, fenomenele de instabilitate pe care și dumneavoastră ați vorbit, cantități de apă semnificative, grindină, stradă grindină consistent și chiar și în zona țării noastre, fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată, care au determinat emiterea unui număr record în acest an de avertizări meteorologice de tip nowcasting pentru aceste tipuri de fenomene, de cod roșu pentru o lună iunie. Este cel mai mare număr comparativ cu cei doi ani anterior. Avem foarte multe lucruri. Una dintre cele șase primăveri cele mai friguroase, cel mai friguros 1 iunie, cele mai multe alerte și ați mai spus ceva? Primul cod roșu de caniculă. Exact. În partea de vest a țării. Deci foarte multe lucruri diferite, dar înainte să mă întorc la dumneavoastră să dezbatem puțin aceste fenomene și să vedem ce se va întâmpla și ulterior, o să-l întreb pe Alex cum resimt oamenii atât la nivel emoțional, dar practic și la nivel fiziologic, până la urmă, vremea asta schimbătoare. Și o să spun cum o simt copiii mei, că am și râs la un moment dat când toți veneau alertele alea de ploaie, de nu mai știu ce, au ajunseseră să se raporteze la aceste fenomene ca la ceva atât de neobișnuit, încât m-au întrebat și mergem la școală? Dacă plouă, mai mergem la școală? Și zic, mamă, plouă, oamenii merg pe ploaie la școală, dar atât de mult au fost venite aceste atenționări, nici nu mi-am dat seama că inclusiv pe copii ea cumva i-a debusolat într-un fel sau altul. Ca să nu mai zic supărarea că nu reușesc să iasă afară, că plouă, ba plouă, ba e cald, ba într-un fel sau altul trebuie să fie ținuți în casă. Deci am simțit cumva, cel puțin la nivel emoțional, o schimbare destul de... sau ne-a afectat într-un fel sau altul. Cred că e foarte dificil de trasat o relație atât de directă între vreme și fenomenele meteorologice și modul în care ne simțim, pentru că noi la nivel individual fenomenologic nu putem să percepem schimbările de care a spus doamna mai devreme, de exemplu, pentru că sunt trenduri macro, sunt date care se văd doar în analize și de la an la an, și toată influența aceasta a vremii asupra noastră și asupra corpului e ceva ce se vede în timp, în foarte, foarte mult timp, și este mediată de foarte mulți factori. De exemplu, dacă ne uităm
la, nu știu, la nivel global, să zicem, ce înseamnă clime diferite în zone diferite, înseamnă sol diferit, vegetație diferită, aceste lucruri dau naștere unor, nu știu, regimuri alimentare diferite, unor oameni cu anumite caracteristici diferite, piele mai închisă la culoare, păr de un alt fel, anumite schimbări în interiorul corpului. Ce se întâmplă acum, de exemplu, cu vremea, cred că trebuie văzut mai degrabă prin prisma medierii aceasta tehnologice, care nu exista neapărat înainte, acum 5-10-15 ani, pentru că nu aveam toate aceste alerte. Adică schimbările meteorologice se anunțau, erau cumva, dar ce era deosebit, nu știu dacă se transmitea atât de pregnant, nu ieșea atât de mult în evidență, pentru că nu erau instrumentele pentru a transmite acest lucru și poate, nu știu, aici ar trebui dumneavoastră să știți mai bine, dacă se scoteau în evidență aceste schimbări și lucruri unice care erau, că bănesc înainte de această vară oarecum diferită, au mai fost și altele care au reprezentat abateri semnificative de la ce se întâmpla până acum. Dar dacă nu erau comunicate ca atare, nici noi nu resimțeam că, uite, ceva deosebit, că acum când primești o alertă, felul în care emoționalul nostru este afectat vine și pe fondul acestei comunicări, exact. Sau poate când vorbești de alertă, deja vorbești de o stare de teamă, de ușoară anxietate. Nu știu, erau așa de multe comunicate? Sistemul de comunicare prin codurile de culori, într-adevăr, a fost introdus relativ recent, în 2006, și există la nivelul Uniunii Europene toate serviciile meteorologice din Europa, pentru fiecare regiune asociativă a Organizației Meteorologice Mondiale, noi fiind în Europa, facem parte din regiunea 6, meteoalarm.eu, acolo fiecare serviciu meteorologic își postează alertele meteorologice și își actualizează zilnic aceste informații. În acest fel vezi și ce se întâmplă în Europa din punctul de vedere al alertelor meteorologice, dar noi avem acces conform informațiilor de la Centrul European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu, în calitate de stat membru la acest consorțiu, la toate informațiile în ceea ce privește modelele numerice de prognoza vremii, inclusiv prin consorțiile privind modelele de arie limitată la rezoluție fină, nu numai cele de la Centrul European. Astfel încât, într-adevăr, mediul virtual, pentru că ne oferă această posibilitate, face și public, avem acces la mai multă informație, pentru că utilizând mediile sociale în mediu virtual avem și noi confirmarea anumitor fenomene, de pildă tornade sau acei nori pâlnie de care am tot vorbit pe parcursul lunii iunie. Există și comunități pasionate de aceste evenimente și atunci când postează fie nori care sunt spectaculoși, acei nori cumulonimbus, nori de furtună, cum îi numim noi în specialitate, sau fenomene de acest fel, iată, cu inundații sau grindină de diferite dimensiuni la nivel național, sau cu ajutorul dumneavoastră ce se întâmplă în Europa prin știrile pe care le difuzați. Ne ajută și pe noi foarte mult. Într-adevăr, comunicarea este una diferită comparativ cu anii dinainte de 2000. Dacă mă întrebați pe mine, cred că sistemul ăsta a fost introdus tocmai ca să ne ajute, să știm când să ieșim, când să nu ieșim, și alertele ca alerte și codurile comunicate frumos la meteo, dar sunt una. Dar ce se întâmplă în social media, adică toți oamenii care încep să înflorească, o să vină furtuna, o să ne ia tornada, cumva cred că mai degrabă acolo se întâmplă această comunicare pe fond de teamă. Cu permisiunea noastră, statisticile se fac în cadrul serviciilor meteorologice de la înființare. Noi avem date încă din 1884, de când ne-am înființat, iată, mai bine de 136 de ani, astfel încât și alertele pe care noi le emitem, fie că vorbim de alerte la nivel general, fie că vorbim de aceste tipuri de mesaje de tip nowcasting pentru perioade de anticipație de 0 până la 6 ore, ne raportăm la cele mai mari valori ale parametrilor respectiv, adică situațiile extreme, astfel încât codurile de culori au atribuite caracteristici ale parametrilor, anumite nivele pentru fiecare tip de culoare, astfel încât la cel roșu înseamnă că ne-am apropiat, așa cum s-a întâmplat în cazul codului roșu de caniculă de pildă, de cele mai mari valori, recorduri considerate la nivelul temperaturilor maxime pentru zilele respective din zona de vest a țării. Exact.
Să ne întoarcem la anxietatea noastră cu privire la, la vreme. Acolo cred că vine, de fapt, ca în toate celelalte domenii, că apare o știre care se transformă într-o știre falsă și fie că e educație, că este politică, că este vreme, cred că comunicarea asta în spațiul de rețele de socializare care nu este reglementat de nimeni, eu cred că acolo probabil vine, de acolo vine cea mai mare sursă de anxietate. Eu sunt puțin mai critic în general cu privire, adică mă uit foarte mult la structuri, tehnologie și ce se întâmplă în contextul mai larg. Și aici, deja dacă vorbim de coduri de culoare, există cod roșu, ceea ce nu exista până relativ recent, nu însemna nimic. Adică noi cum ne raportam la ce se întâmplă? Va ploua abundent, va ploua mai mult, există o cantitate de precipitații, cum se folosește și acum de altfel ca măsurătoare pentru ploaie, dar nu ne spunea nimic. Acum cod roșu deja este un nume care are un anumit impact emoțional, că folosim culoarea roșie care are și un anumit efect, e un grad de mai rău, de atât nu se poate cumva. Alte adică tot ce rău e... Au și culori de violet. Adică peste roșu, chiar da, Germania da, folosește, da. Chiar culori deci, mai se poate și mai. Ce se discută care cum. Dar fiecare serviciu își stabilește codurile de culoare, adică își raportează emiterea la condițiile climatice specifice zonei în care se află, cum este și normal. Noi emitem cod de caniculă, da, dacă ne raportăm cod roșu la valorile care s-au înregistrat ca fiind cele mai ridicate în zona respectivă. În general, ziua de caniculă e considerată atunci când înregistrăm temperaturi maxime mai mari sau egal de 35 de grade Celsius. Dar nu o singură valoare în sine, o singură, ci și numărul de zile consecutive și cu siguranță dumneavoastră veți dezvolta acest subiect, pentru că atunci când vorbim de temperaturi maxime diurne foarte ridicate, asociate și cu nopți tropicale, adică și pe parcursul nopților să avem temperaturi minime sub 20 de grade Celsius și cu un grad mare de umezeală în atmosferă, cu siguranță acel indice temperatură, umezeală de disconfort termic, îl simțim astfel la nivelul percepției și organismului uman când depășim 80 de unități sau temperatura resimțită ne arată valori de peste 40-45 de grade atunci cum am avut în ultima decadă a lunii iunie. Și cu siguranță aici dumneavoastră ne puteți detalia mai mult ca efect sau ca impact. Hai să vedem, Alex, și referitor la ce ne spune doamna Mateescu, dar trecând de la emoțional și la cumva la ceea ce se resimte în plan fiziologic. Până la urmă, tu ești specialist în antropologie și știi cam cum s-au dezvoltat și cum au evoluat oamenii trecând de altfel în istoria omenirii prin diverse schimbări climatice. Este asta o perioadă în care resimțim mai mult și e dramatic diferită de ce s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei și este posibil să ca noi să nu o percepem, de fapt nu să o percepem, să nu o tratăm așa cum trebuie, sau cred că dacă ne calmăm puțin și înțelegem fiecare aspect ce înseamnă, e posibil să nu mai lăsăm emoționalul să dea pe lângă. Nu cred că putem aborda nimic atât de rațional, nici măcar deciziile economice, până la urmă, care s-a dovedit că sunt foarte iraționale, dar anumite lucruri care ne afectează direct corpul, cum e temperatura extremă, de exemplu, sau umiditatea extremă, care din multe puncte de vedere poate fi mult mai greu de suportat, mai ales pentru noi care nu suntem obișnuiți cu tipul acesta de climă. Cumva, bine, partea asta de biologie e puțin în afara preocupărilor mele, că mult mai degrabă la corp din considerent cumva culturale, dar aș vrea să revin puțin la ce spuneam înainte, că avem acum coduri de culoare care asta cumva avem grade de cât de rău este, care teoretic și practic, de fapt, ar trebui să ne ajute să ne protejăm mai bine, să ne planificăm anumite activități, nu doar la nivel individual, dar și la nivel de grup, la nivel de societate, ca să evităm din nou alte efecte secundare a acestui tip de temperatură, să avem mai puțini oameni care mai cad pe stradă, cum se întâmpla înainte, pentru că nu suportă caniculă extremă să iasă din casă. Asta,
dacă știu să nu iasă din casă, să știu, dacă știu că au probleme, să nu plece cu mașina în zone în care urmează precipitații abundente, dacă sistemul de drumuri și de canalizare nu face față, cum se întâmplă peste tot în toată lumea cumva. Deci scopul este unul bun, dar corelat cu modul acesta de transmitere în timp real a informației și cu faptul că toată lumea se așteaptă să fie disponibilă tot timpul ce se întâmplă în acel moment și să primească acel tip de informație. Te întrerup, Alex, da. Urmărim imagini din Germania, unde până nici aici sistemul de canalizare nu a mai făcut față, da, din păcate. Suntem tot timpul cumva în alertă și primim la fel alertă și asta nu ne ajută să ne liniștim când sunt schimbări și vremea nu ne permite să avem oarecare predictibilitate. Și de fapt aici e problema referitoare la modul în care resimțim lucrurile, când nu putem să ne planificăm ceva de la o ieșire cu prietenii în oraș, la un suc, la o terasă, dacă tot plouă, n-ai cum, da, să mai faci. Mai face asta, da, până bine, la până la urmă în casă ne ține grindina cât mingea de golf, nu doar codul violet. Exact, nu doar asta. Și ploaia și grindina, toate lucrurile acestea ne schimbă cumva modul în care ne desfășurăm viața și alertele acestea ne stresează, adică induc un plus de anxietate pentru că există și înainte nu existau cu frecvența aceasta și în timp real, că nu eram expuși aici. Evident că ajută, între ghilimele, ajută social media și toată comunicarea în plus de acolo unde n-ai niciun fel de control și pot să apară tot felul de filmulețe și de clipuri care poate s-au filmat la ultimele ploi sau acum 10 ani, nu mai știe nimeni de unde sunt și când s-au întâmplat și e foarte greu de filtrat informația și de gestionat. Că altfel, organismul uman e foarte rezistent, inclusiv sistemul cognitiv. Dar cred că ar trebui să știm că totuși supraviețuim de ceva milioane de ani pe planetă, deci ar trebui să percepem lucruri, adică să le lăsăm mai puțin în percepție și să le trăim mai mult în realitate. Doamna Matescu, credeți că o să vedem și noi în România grindină atât de mare, de dimensiunea unei mingi de golf? E comun? E ceva, un fenomen comun în lume? Indiferent de mărimea grelonului, așa cum îl numim noi, chiar și câțiva centimetri, 4, 5, 9, 10 centimetri sau strat de gheață, grindina își are efectele ei destructive asupra vegetației, asupra mașinilor. Să ne amintim secvențe pe care le-am văzut în România în care populația își acoperea mașinile cu pături sau alte astfel de obiecte ca să își protejeze mașina, pentru că până la urmă, așa cum am spus, efectul mecanic este unul semnificativ asupra obiectelor și mare afectează și persoanele. Sigur că da. Și cu cât diferențele de temperaturi atunci când se produc astfel de situații, pentru că până la urmă ce generează condiția de instabilitate atmosferică, averse însoțite de vijelii și căderi de grindină, o masă de aer foarte cald este înlocuită de o masă de aer foarte rece într-un timp foarte scurt, pot fi diferențe mai mari de 10 grade, iar la contactul acestora se formează într-adevăr aceste condiții din norii cumulonimbus și care generează astfel de fenomene. Și cu siguranță, iată aici imagini, da, în plină vară, practic stratul de grindină a fost dislocat utilizând mașini specifice condițiilor de iarnă. Într-adevăr, este ceva semnificativ și observăm atât valul de caniculă în Europa și în ultimii ani s-a produs mult mai devreme, suntem obișnuiți să trăim astfel de evenimente într-o lună iunie, poate luna lui cuptor în țara noastră e mult mai considerată să avem fenomene de caniculă mai frecvente, pentru că luna iulie înregistrează în general cel mai mare număr de zile de caniculă, climatologic vorbind, și iată că acum, în iunie, nu mai vorbim de ce s-a întâmplat în Canada, 3 zile consecutiv temperaturile au depășit 45, s-au apropiat de 50 de grade, 49,6, depășind recordul înregistrat anterior în 1937, apropo de aceste statistici, ce s-a întâmplat și, nu în ultimul rând, obișnuit în zona respectivă sunt temperaturi cel mult 16-20 de grade. De aceea, iată că, practic, oriunde ne-am afla pe planeta Pământ, suntem vulnerabili în ceea ce înseamnă violența acestor tipuri de fenomene
intensitatea lor și frecvența lor. Nu vreau să trag un scenariu pesimist sau să alarmăm, dar observăm că de la an la an, așa cum o spunem de fiecare dată, practic sunt doborâte recordurile înregistrate în anii anteriori. Și recorduri prin ciudate ceaia, pentru zonele respective. Pentru zonele în care ne aflăm, practic, în fiecare loc de pe planetă se întâmplă astfel de fenomene și sunt doborâte recordurile înregistrate cu mulți ani în urmă. Așa cum spuneam, nu o valoare singulară la nivel de record reprezintă excepția, ci numărul de zile, durata fenomenului, modul de manifestare, intensitatea și frecvența acestora. Există o logică, există o explicație, oamenii de specialitate, precum sunteți și dumneavoastră, există o explicație de ce se întâmplă toate aceste fenomene? Se întâmplă pentru că sistemul climatic înregistrează de la an la an temperaturi în creștere, indiferent de luna, anul, sezonul în care ne aflăm, coroborată cu această cantitate mai mare de vapor de apă. Acei factori principale reprezintă de fapt principalele ingrediente atunci când vorbim de schimbările climatice, gazele cu efect de seră. Și dacă nu limităm creșterea temperaturii medie anuale a aerului la 2 grade sau 1,5, așa cum este stipulat prin acordul de la Paris, cu siguranță efectele pot fi în anumite zone irreversibile asupra anumitor sectoare. Observăm frecvența acestor fenomene, observăm ce se întâmplă atunci când avem grindină, când avem vijelii, când avem perioade excedentare, când avem un an agricol excesiv de secetos, așa cum a fost anul agricol anterior. Un exemplu, în această lună iunie, în Dobrogea a plouat de 2,7 ori mai mult într-o lună iunie, cea mai bogată lună a verii și a anului, într-o zonă foarte secetoasă. La un an distanță, anul agricol anterior a fost cel mai secetos din istorie. Deci, niște practic, nu mai există o regulă în ceea ce înseamnă evoluția și mersul vremii. Dar dacă mă întrebați, pe mine, ca nivel de percepție a oamenilor, că așa spus, a fost o primăvară rece, una dintre cele mai reci primăveri din ultimii ani sau cele mai, nu știu, din ultimele... Alături de 1978, atunci am mai avut exact o primăvară pe locul 6 după cu abatere aceea, mai mare. După aceea am avut cea mai rece zi de 1 iunie. Percepția oamenilor ar putea să vină pe, în felul următor. Despre ce încălzire globală vorbim, când am înghețat de frig și am plătit la gaze mai mult, că a mers centrala în continuu și exact până la sfârșitul lui iunie am tot deschis centrala. Și atunci oamenii ar putea să spună despre ce încălzire globală vorbim. Există o explicație, există ceva prin care putem să le explicăm de ce se întâmplă și totuși are legătură cu încălzirea globală? Se întâmplă acest lucru pentru că variabilitatea climatică este una semnificativă. Faptul că am avut o primăvară de această dată mai caldă, asta nu înseamnă că temperatura aerului, cu siguranță când vom face bilanțul și anului 2021, vom vedea în top 10 dacă 2021 se va încadra. Pentru că deceniul 2001-2020 este cel mai călduros deceniu și în țara noastră și la nivel mondial. 7 ani din cei mai călduroși s-au înscris în top 10 la noi în țară. 2019-2020 rămân pe locul 1 și 2 în ceea ce privește, să vedem ce se întâmplă cu 2021. Da, și vom vedea ce se va întâmpla, pentru că iarna a avut abateri termice foarte mari, în medie mai mari de 2,3-2,8 grade Celsius. Am avut 3 luni de primăvară cu abateri minus 0,9 grade Celsius, primele două decade minus 2,5, dar valul de căldură care s-a întâmplat a făcut ca luna iunie să încheie pe un bilanț pozitiv, 0,4 grade Celsius, la fel ca și în iunie 2020. Iată că lucrurile așa se întâmplă. O perioadă în care ne raportăm la abateri medii ușor mai negative nu exclude
ceea ce urmează să se întâmple la nivel... Diferențele au fost atât de mari în lunile respective, încât s-a făcut o compensare. Deci ce trebuie, la ce trebuie să fim atenți noi oamenii este la medie. Media care dă și aceste alternanțe semnificative, pentru că, într-adevăr, perioade mai reci, de scurtă durată, nu compensează ceea ce se întâmplă ulterior, pentru că, în general, perioadele mai călduroase au o durată mai lungă. Și dacă avem niște excepții, le avem în acest scenariu. Așa este. Alex, spui că și-am dezbătut, practic, că am fost afectați într-un fel sau altul, dintr-un motiv sau altul, și atât la nivel personal, nu știu, emoțional, fiziologic, economic, ne simțim diferențele astea și suntem afectați, cel puțin unii dintre noi. Cu toate astea, trendul este să nu prea credem. Da, dar asta se întâmplă tot timpul când încercăm să comparăm percepții individuale cu ce se întâmplă, ce ne spun datele, de fapt, mediile și toate aceste agregate pe care nu le putem percepe noi. Trebuie să ne uităm ele din alt punct de vedere. Ca și cum aș spune și eu că am mai venit la fenomen social, că nu există alte emisiuni la Metropola, ceea ce e fals, pentru că aș spune doar din punctul meu de vedere, s-a întâmplat să interacționez doar cu asta și dacă scoatem lucrurile din context... pierdem foarte, foarte mult din imaginea de ansamblu și asta e problema. Adică scoatem aici din context, vedem doar ce ne afectează pe noi mai mult, faptul că mi-a fost frig sau și am plătit convine mai mult la gaze și m-a afectat și zic, domnule, nu mai cred în nicio încălzire globală, că uite până când am... Deci am scos din context, E foarte tentant, mai ales când avem de-a face, că din nou vorbim de încălzire globală, dar vorbim de schimbări climatice care nu se văd doar într-o creștere constantă de temperatură, care nu se resimte de la zi la zi, de la an la an, dar vorbim și de aceste schimbări de la o zi la alta, de la o perioadă la alta, de la o zonă la alta care nu existau înainte și schimbări bruște de la un fenomen meteorologic la altul. Și așa am fost și în Grecia, în concediu, și în prima seară am făcut focul pentru că au fost 4 grade. Și la fel, dacă te gândești la Grecia, ți s-ar părea puțin ciudat. Prima iarnă petrecută în Atena, cred că prin 2001, mă dusesem pregătit de plajă, eram în liceu atunci și a fost cea mai importantă, fusese cea mai importantă din soare din ultimii 25 de ani. Erau portocalii acoperiți cu zăpadă. Și da, asta nu înseamnă că m-am gândit atunci, ia uite, a fost efectiv o excepție, nu? Dar dacă ne uităm la trend, pot să vezi că într-o... Cosmin chiar îți transmite să-ți schimbi perioada când mergi în vacanță. A fost o perioadă complet diferită, în ani diferiți, dar se poate întâmpla și, cum spuneam, experiența mea personală nu e deloc un indicator bun pentru ceea ce se întâmplă, dar dacă eu sunt expus la, nu știu, o narațiune coerentă care spune, exemplu, că nu există încălzire globală, am tendința să iau din propria experiență acele lucruri care îmi confirmă narațiunea respectivă. Din nou, nu mă aștept ca vara, adică vara mă aștept să fie mai cald. Dacă nu e mai cald, spun, ia uite, despre ce vorbim Hai aici. Hai să vedem, Alex, tot din punct de vedere psihologic, sociologic, anul acesta de pandemie, faptul că am fost foarte mult restricționați, izolați, destul de speriați au fost oamenii și au avut o stare de anxietate crescută, evident. Crezi că și asta o să influențeze negativ toate percepția până la urmă, că despre asta vorbim vis-a-vis de aceste schimbări, adică au fost atât de obosiți oamenii, iar restricții, iar mă duc, iar mă întorc și nu prea au mai avut chef să mai asculte, să mai vadă nimic, iar acum vin aceste alerte, cu așa cum ați spus voi, menite să protejeze oamenii și asta, de fapt, vin pentru ei se resimte ca Doamne, păzește, ia uite, am scăpat de una, am dat de alta. Am scăpat de una sau am dat de alta? Sau ia uite acum cu ce ne mai alertează după ce a fost toată povestea asta cu virusul care a existat, n-a existat, că pentru mulți oameni încă e în existența coronavirusului e pusă sub, chiar și acum sub semnul întrebării. Dar e o diferență, de asta spuneam, contează foarte mult și cum spui niște lucruri, că dacă, nu știu, claxonezi pe cineva într-una, evident că poate voiai să-l atenționezi, că, nu știu, are geamul deschis sau altceva, dar n-ai altă modalitate de a o face și claxonat în sine e ceva care agasează. Și de asta spun, dacă avem alerte pentru lucruri care poate înainte erau considerate banale sau care acum sunt considerate de mulți oameni banale în raport cu, din nou, fiecare cu propriul sistem de referință, se tot adună lucrurile astea. Nu? Comunicarea de la autorități în ultimul an și ceva a venit numai cu atenție exact, din sfârșitul lumii. S-ar putea ca și acolo și de acolo să vină, după acest an greu, și de acolo să vină această presiune pe care oamenii o resimt.
Haideți să vedem, doamna Mateescu, ce ne așteaptă în continuare și cum, nu știu, cum a fost afectată agricultura, să spunem, de toate aceste fenomene de până acum, de această primăvară rece, de caniculă ploaie, ați spus că ploi considerabile în unele regiuni. Nu știu ce înseamnă lucrul acesta pentru agricultură și cum credeți că o să fie anul acesta pentru agricultori. Cât de mult a afectat acest aspect? Ce s-a întâmplat până acum? Din punct de vedere al rezervei de apă din sol, categoric stă mult mai bine comparativ cu perioada similară a anului anterior. Însă avem și zone în care cantitățile mari au adus în anumite perioade excese la suprafața solului, astfel încât expunerea la agenții fitopatogeni în această perioadă, cu un grad mare de umiditate și la suprafață și datorită ulterior perioadei mai călduroase, cu siguranță a impus anumite tratamente din partea fermierilor. O monitorizare atentă, nu mai vorbim de perioadele în care a căzut grindină sau am avut vijelii. În luna iunie ar trebui să avem o perioadă caldă care să favorizeze parcurgerea proceselor de maturitate, cel puțin la orș și grâu. De asemenea, pentru culturile termofile, pentru floarea soarelui și porumb, ploile sunt suficiente la acest moment, în special în partea de sud, sud-est și est. Chiar avem zone unde, așa cum am spus, am avut perioade cu băltiri la suprafață. Vestul țării a fost zona în care, cel puțin în Banat, în Crișana, în Maramureș, în iunie, precipitațiile au fost deficitare. Acolo avem zone în care seceta pedologică moderată este prezentă și dacă în următoarea perioadă, așa cum arată actualizările pentru următoarele 4 săptămâni, și mă refer aici până în jurul datei de 2 august, practic toată luna iulie, pentru jumătatea de vest a țării, estimările indică valori de temperaturi mai ridicate, ceea ce se va confirma și săptămâna viitoare, în săptămâna 5-12 iulie, pentru că de la mijlocul săptămânii viitoare, începând chiar de marți-miercuri, temperaturile în această parte a țării, în partea de vest-sud-vest, vor fi din nou caniculare. Este posibil să consemnăm din nou 35-37 de grade Celsius și de altfel astăzi am primit chiar de la regiunea 6 a Europei un comunicat în acest sens privind întreruperea valului de căldură pentru o perioadă scurtă de timp, așa cum s-a întâmplat la acest sfârșit de săptămână, și o probabilitate foarte ridicată ca în Europa de Sud, inclusiv în țara noastră, să vorbim din nou în a doua parte a săptămânii viitoare de un nou val de căldură. Astfel încât aceste alternanțe cu siguranță afectează și bunul mers al plantelor, așa exact, cum resimțim și noi în mai puțin de 24 de ore treceri bruște de la 38 de grade exact. Celsius la 25 de grade Celsius. Sunt diferențe mai mari de 10 grade Celsius. Cum organismul să trebuie, anul agricol trebuie să se adapteze. Anul agricol din punct de vedere... Se gândesc că alimentele se scumpesc, că sunt destul de multe știri în zona aceasta în ultima perioadă, iar un an agricol bun sau rău poate să facă o diferență până la urmă. Cred că din punctul de vedere al rezervei de apă este un an complet diferit față de anul anterior, adică bun. Sigur că da, cu zonele în care, despre care am vorbit, dar în medie fermierii, cu siguranță anul acesta vor avea un potențial mult mai bun de producție față de ceea ce s-a întâmplat în 2019-2020. Contează foarte mult ce se va întâmpla până la finele anului, în 31 august, pentru bună parte din vestul țării. Cu siguranță rezerva acumulată în Moldova, în Dobrogea, în Muntenia, ca urmare a precipitațiilor abundente, sigur că da, și a gradului de înmagazinare destul de bun la acest moment, aici nu vor fi probleme, estimăm la acest moment, din punctul de vedere al posibilității să mai vorbim în următoarea lună, cel puțin pentru luna iulie, de secetă pedologică extremă, așa cum a fost anul agricol anterior, unde în aceste zone am înregistrat cele mai coborâte valori ale rezervei de apă. Deci s-ar părea, de fapt, că acest an va fi un an mai bun decât anul cu siguranță un precedent. An mai bun, sigur că da, exceptând zonele unde la nivel local anumite exploatații au putut fi afectate
legate de ceea ce s-a întâmplat ca urmare a căderilor de grindină sau a vijeliilor. Seamănă acest an cu un alt an? Nu mai pot să spui astăzi că seamănă o lună, un sezon, un an cu un alt an. Practic lucrurile sunt într-o dinamică continuă și observăm schimbări bruște de la o zi la alta, de la o lună la alta, de la un an la altul. Este greu să mai găsești situații egale în ceea ce privește evoluția fiecărui an agricol. Ne raportăm la perioada climatică de referință la nivelul parametrilor, dacă avem perioade mai calde, mai reci, mai bogate în precipitații, mai sărace în precipitații, dar din punctul de vedere al mersului vremii e greu să mai comparăm în condițiile în care vorbim de aceste circulații rapide și aduc, iată, evenimente într-o dinamică excepțională. Haideți să vedem, Alex, uite, această imprevizibilitate, faptul că lucrurile nu mai știi cum sunt, cât de mult poate să ne afecteze din punct de vedere economic și ca nivel de, și ca la nivel de mentalitate. Că eu dacă sunt fermier, poate mă gândesc că de la anul să nu mai fiu. Că uite cât este de imprevizibil. E greu să iei o decizie atât de radicală dacă ai agricultura din tată în fiu sau ai investit pe exploatații foarte mari. Asta cu siguranță deci, nu. Dar mă gândesc la micii fermieri care, uite, au avut un an prost anul trecut, anul ăsta, adică zona asta de imprevizibilitate la nivelul celor care au, să spunem, o mică afacere în domeniul ăsta, dar și noi la nivel de populație, că nu știm oare să se vor mai scumpi lucrurile, e un an bun, e un an prost, cum, totuși, uite, vremea ne afectează din toate punctele de vedere până la urmă. Cred că dacă ne uităm iarăși la un nivel macro, agricultura va începe din ce în ce mai, să devină și mai tehnologizată decât e acum, că și așa agricultura de astăzi nu mai seamănă cu ce se întâmplă acum 20 de ani. Asta înseamnă că vom încerca pe cât posibil să controlăm cât mai mult natura. Asta înseamnă că, de-o parte, da, să plantăm, de exemplu, sunt zone din agrarie, zone, sunt plante care nu mai sunt fine naturale, unde se discută foarte mult de hibrid și da, nu mai există nimic. Modificate genetic. Da, sunt modificate toate genetic pentru a face față acestor caracteristici, dar în momentul în care ai o asemenea impredictibilitate, atunci ce fel de hibrid de porumb, de exemplu, trebuie să gândești, să concepi ca să poată să fie, să facă față unei schimbări atât de mari de vreme de la o zi la alta, în momentul în care vine grindina. Ce face? Asta înseamnă pe de-o parte că probabil se va planta mai mult în interior, da, senzor și înseamnă și costuri ridicate la raft. Dar înseamnă pe de altă parte și investiție foarte mare, că până la urmă de asta este nevoie pe termen lung să încercăm să vedem în ce direcție se duc toate aceste lucruri și de ce avem nevoie, pentru ca măcar pentru produsele agricole de bază să putem să ne asigurăm o producție, stocare și așa mai departe la un nivel suficient de bun. Pentru că dacă nu mai putem să o facem noi, va trebui să importăm, ceea ce oricum se întâmplă. Dacă importăm din nou, nu importăm din alt, de pe altă planetă unde totul e stabil. Cam toată lumea e supusă acelorași forțe și sunt atât de multe lucruri care vor avea un impact asupra noastră, dar mediat de tot felul de alte chestii, încât e dificil de văzut. Și din punct de vedere ce spuneai tu, micul producător, România în continuare o țară foarte, foarte fragmentată la nivel de agricultură, în care avem foarte mulți mici producători și foarte puține fermieri mari care au și terenul și capacitatea de a atrage finanțare, de a investi suficient de mult în teren, astfel încât să se protejeze. Și asta înseamnă din nou că micul producător e cel mai expus acestor schimbări. E bine dacă e mare producția și investiția și afacerea, când pentru producătorii mici probabil că se vor găsi, așa cum suntem noi români, inventivi soluții pentru toată lumea. Haideți să revenim, că mai avem puțin din emisiune și aș vrea să revenim la oile noastre. Să revenim la ce interesează pe cei care se uită la noi în această perioadă, și anume vacanțele. Toată lumea se gândește unde mergem în vacanță, cum mergem în vacanță și cât de imprevizibilă va fi vremea.
pentru, uite, până la urmă, iulie-august. Da, până la urmă bucuria faptului că pleci în vacanță, așa cum spuneați, că ați avut în Grecia parte de o zi foarte rece, da? Nu pot să o compar chiar și atunci când scoți o umbrelă sau pui o pelerină pe tine. Contează foarte mult ambianța, faptul că ești cu familia și reușești într-adevăr să te rupi puțin și să-ți găsești timp pentru a petrece măcar o săptămână și a face ceea ce te face să te simți bine atunci. Pentru zona de munte, cum vorbim în continuare la acest sfârșit de săptămână, de o probabilitate mare să mai avem precipitații chiar și la începutul săptămânii viitoare. Pe litoral va fi însă mai bine, pentru că mâine, chiar dacă vor mai fi câțiva nori, e bine de săptămâna viitoare, mai ales începând de marți, miercuri și a doua parte a săptămânii viitoare, și în zona litoralului temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta. Dacă marți și miercuri vom consemna 25 de grade Celsius, care reprezintă o zi de vară în țara noastră din punctul de vedere al temperaturii maxime, spre sfârșitul săptămânii este posibil să consemnăm 28-29 de grade Celsius și apa mării spre 24-25 de grade Celsius. Doamna Mateescu, mai avem doar 4 minute și aș vrea cumva să punctăm și iulie-august așa în mare, dar și planurile ambițioase pe care le are Agenția Națională de Meteorologie, ca să știe și românii ce faceți acolo, foarte, foarte frumos. Pentru iulie, așa cum vă spuneam, datele arată până în 2 august, practic cuprinde și a doua lună din această vară. Ne așteptăm ca fiecare săptămână 5-12, 12-19, 19-27 și respectiv 27 iulie, 2 august, să avem în special valori mai ridicate de temperaturi în jumătatea vestică a țării, practic în toată țara, în aproape toată țara, mai ales săptămâna viitoare, dar cele mai mari abateri să le înregistrăm în continuare în partea de sud-vest a țării, ulterior și a doua săptămână, și un regim deficitar, mai ales săptămâna viitoare, de precipitații, cu mici excepții, este posibil în partea de nord-est-est, în rest precipitații apropiate de normal. Luna iulie înregistrează o scădere în ceea ce privește regimul de precipitații comparativ cu iunie, pentru că și media este mai mică, de la 84,5 litri pe metru pătrat, cât este cantitatea medie la nivel național pentru o lună iunie în țara noastră, vorbim de 77,5, dar regimul de temperaturi este în creștere în medie cu 4-5 grade în luna lui cuptor față de prima lună iunie. Așadar, o frecvență cu siguranța zilelor în care să avem maxime mai mari de 32-35 de grade Celsius este mai mare. Pentru cei care vor să meargă în vacanță la mare și la munte, dar la mare cu... Chiar și la munte după amiaza, chiar reprizele de ploaie nu cred că ne pot face. Exact, să ne facă vacanța. Haideți să vedem planurile ANM. Noi ne continuăm proiectele de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de meteorologie. Ne aflăm în faza de a treia etapă de implementare. Urmează în perioada până în 2023 să finalizăm clădirea care viitorului Centru European de Agrometeorologie, o clădire verde, achiziția 7 radare noi. În Planul Național de Reziliență am reușit să introducem în componenta apă încă extinderea rețelei actuale cu încă 3 stații meteorologice automate noi, dintre care 100 dedicate special pentru fermieri, ca să oferim informații privind rezerva de apă din sol. Și nu în ultimul rând, în cadrul programului operațional de dezvoltare durabilă, deci cele 2021-2027, de asemenea posibilitatea să avem un viitor data center cu un supercomputer foarte performant în care să putem să rulăm modelele pe arie limitată în ANM. Nu înțelegeam, 3 stații sau 300? 300. 300 de stații. 300 de stații, nu. Față de cele 166 cât avem, nu, 166 cât avem în prezent, încă 300 în regim autonom, fără personal, care să ne aducă informații la nivel local, pentru că mai ales în condiții de aceste tipuri de fenomene cu caracter localizat, aceste circulații rapide ne vor ajuta practic la o monitorizare mult mai bună și o confirmare a tuturor fenomenelor cu caracteristici, iată, de tipare de vreme
extremă la acest moment, dar care cu siguranță în viitor vor deveni tipare de vreme normală. Așa este. 30 de secunde, Alex, fă-ne tu în concluzia. Cum ar trebui să ne simțim noi și cum plecăm în vacanță, indiferent, așa cum spune și doamna Matescu, indiferent de vreme, până la urmă bucuria vacanței n-ar trebui să ne ia nimeni. Cred că ar trebui să plecăm cât mai repede în vacanță, pentru că se schimbă lucrurile. Sau și mai des cine poate. Da, și mai des cine poate de preferat, dar și mai repede, pentru că avem atât de multe lucruri impredictibile care se întâmplă, încât devine din ce în ce mai dificil să planifici ceva. Și vacanțele sunt totuși foarte importante. Să nu lăsăm mâine ce putem să facem astăzi, să nu ne lăsăm vacanțele de frică că o fi vremea într-un fel sau altul. Haide să plecăm în vacanță mai mult dacă putem, dar neapărat să nu am mânăm. Vă urez o seară liniștită, o noapte plină de vise plăcute. Ne vedem luni la ora 13.